fost o întrebare referitoare la MOOC-uri, la utilizarea de MOOC. Iana a menționat faptul că noi am creat o platformă de Massive Open Online Courses. Am răspuns acolo că am oferit-o ca variantă de găzduire liberă pentru toate universitățile din România. Nu a fost foarte mare dorință. Parțial, și chiar dacă suntem între 175 de perechi de urechi și de ochi, dați-mi voie să o spun, cred că în primul rând datorită faptului că avem o mare reticență la a ne pune online liber anumite materiale de curs, pentru că nici noi nu mai știm de multe ori în ce măsură avem dreptul de copyright pe ele sau nu îl avem. Și în momentul în care te expui online într-un MOOC, te faci extrem de vizibil și te supui criticilor de rigoare. Oricum, întrebarea pe care aș vrea-o pe Diana să răspundă se referea la eventuala posibilitate de a face niște training-uri pentru dezvoltarea de MOOC. Da, am putea realiza, bineînțeles, training-ul pentru realizarea de MOOC-uri și cred că nu e numai o activitate prin care se poate face doar printr-un training. Cred că este crearea de conținut și de resurse online, mai ales, este mult mai dificilă și se face printr-o conlucrare directă între experți, să zicem, în zona de online și cel care deține cunoașterea și știe, de fapt, conținutul. Și întotdeauna, cum să zic, exact cum am spus și aici, întrebările trebuie să ți le pui mult mai pe bucățele acolo. Deci, una dintre carențele, după mine, ale învățământului superior din România a fost că, constant, de-a lungul anilor, noi am pus competențele finale ca fiind cele importante. Deci, ceea ce noi examinăm la sfârșitul unui semestru contează pentru student. Până când acest lucru nu va fi înțeles că contează ceea ce se întâmplă fiecare săptămână pentru student, nu vom putea să ieșim din acest cerc vicios al evaluării competențelor în acest mod și al motivării studenților. În online e obligatoriu să fie așa. Deci în MOOCs, mai ales, care sunt cursuri libere, care le frecventează fiecare cum dorește și ce dorește, acolo e obligatoriu să gândești într-un plan săptămânal, în interacțiune, să te gândești ce vrea studentul să învețe acum și ce îi voi putea îi oferi ca și cunoaștere și ca activități ca el să le învețe și să le valideze. Și poate că acest lucru ar trebui să-l facem cât mai des și poate chiar împreună vom reuși să demarăm un campus.